bună dimineața, ne-am trezit la 7 pentru că azi avem un drum foarte, foarte lung și culmea nu e pe asfalt, e pe step. O să vă arăt imediat pe unde mergem. O să mergem vreo 400 de kilometri, dacă nu mai mult. Cred că facem vreo 10 ore. Uitați cum se mișcă mașina. Sper să rezistăm. Mergem spre deșertul Gobi și traversăm toată stepa mongolă. E plin de corturi, de animale. Am văzut pe drum o vulpe, mulți vulturi. Ce am mai văzut? Ce animal? Șoareci de câmp foarte mult, veveriți. Șoareci de câmp, veveriți o grămadă. S-a schimbat fauna de când am fost în Pustainul. Deja se observă o diferență palpabilă. Și suntem acum în partea cea mai puțin dezvoltată a țării, cel puțin punctul de vedere al infrastructurii. Aici nu este cale ferată, aproape că nu există drumuri asfaltate și cum am constatat deja, la un moment dat poți să te trezești că drumul pe care știau vizii că trebuie să mergem, brusc e închis cu sârmă ghipată și trebuie să te întorci. Adică putem să facem o pulură de 50 de kilometri așa, ușurel. Asta e problema, că e închid drumul după o zi pe alta și nu știi și mergi 50-100 km și mai te întorci 100 km. Și dacă nu știi locul pe aici, n-ai internet, n-ai nimica, e foarte greu, adică să răzbați și să nu te rătăcești. Pentru că totul e la fel, toate drumurile, sunt zeci de drumuri de pământ care se bifurcă, foarte dificil. Asta e drumul pe care merg, vedeți câte bifurcații sunt. Așa mergem aproape 400 de kilometri, plin de oi, de animale de tot felul. Vai de capul nostru, ca să fim obligat. Da, vai de capul nostru, pentru că uitați-vă cum e drumul. Să mergi așa 400 de kilometri nu e tocmai plăcut. Oricum, după câte, asta e a patra zi, nu, de când suntem aici? Da. E a patra zi de când suntem aici. Am constatat că nu se pare diferențe de pe vremea lui Genghis Khan, cum trăiesc mongolii. La fel, au animale, se mută cu cordul dintr-un loc în altul, mănâncă ce produc, n-au alte surse de venit. N-au ieșit din țară niciodată, s-au născut în cort, mor în cort, nu au ieșit în afara țării decât un procent foarte, foarte mic de populație. Și asta explică și de ce nu prea au case din materiale fixe. Oi foarte frumoase și acolo, uitați, sunt corturile familiei care deține oile și cai. Don't have this type of sheep. I knew about the tail. It was an oriental story about the Mongol who fed because he wanted to eat sheep's tail and some type of butter, I suppose. Yeah, yeah, yeah. That's what Mongolian children does. Just step on the tail. Okay. Yeah. It's highly nutritious. Very nutritious, yeah. During the winter you need it. Keep your strength. Yes. Oops, plin de vulturi, plin. Am văzut zeci de vulturi. Cred că e ceva cadavru de animal. Cu siguranță aici e oidul. N-ai șansă să vii pe ei singur. Nu mai găsești drumul și te rătăcești de tot. Și noi ne-am întors și cu șofer și cu ghid de aici, de la ei, ne-am întors de două ori, am greșit drumul. Sau ce? Stelele, dacă te descurci, mai practic acum... asta, liniile de curent electric, dacă dai de vreuna. Păi acum nu, nici linie de curent electric nu e nici steaua polară. Și în rest, pur și simplu să întrebi când dai de câte o iurnă. Mergem cam de 3 ore și 15 minute, terenul a devenit arid, nu mai este ce a fost, e uscat cu tot, am văzut o grămadă de cadavre, de animale, oase, nu prea mai sunt urme de animale pe aici, ne mai întâlnim cu câte o mașină care probabil tot așa sunt și ei traversează. Încă nu-i deșert, era să zic deșert. Tehnic începe să fie deșert. Da, tehnic începe să fie deșert. Mai avem aproximativ 6 ore de mers.
trebuit să ne mai dezmorțim. Am intrat în împărăția nisipului, cum vă spuneam, sunt doar niște tufișuri de astea, mai văzut niște vulpi și niște șobolani ăștia mici. Deja nu vrea, păi sunt turme și corturi, am mai văzut, cred că, unul singur. Mai avem vreo 300 km cu totul până la destinație, nu? Da, cam așa, un pic sub 300 de kilometri. Ne-a explicat Dimca, în cazul deșertului Gobi, deja familiile de păsturi sunt nevoite să păstreze distanța între ele, că nu sunt prea multe... Dar de ce nu se mută? Că au teren destul acolo unde e iarbă multă. A, da, cea mai bună explicație. S-au născut aici, le place să trăiască aici. Că terenul e al lor, nu e al lor, a statului, adică ei pasc unde vor, nu trebuie, au, nu se limitați. Au un soi de contract de închiriere pe anumite zone. Ah, ok. Însă, așa spunea și el, că dacă spre deosebire de Valea Orhonului sau, mă rog, zonele mai din nord, unde oamenii nu trebuie să depună prea mult efort în perioada verii, practic turmele cresc de la sine pășunând, în Gobi fiecare zi e o luptă pentru cei care trăiesc aici. Resursele fiind foarte puține. Și apă? În momentul de față au mai multe puțuri săpate în perioada sovietică pe care le folosesc. Acum 100 și mai bine de ani se bazau în mare parte pe cele câteva oaze și râuri care mai existau prin deșertul ăsta. Nu e o zonă totuși complet aridă. E vorba de un deșert stâncos unde se mai găsesc încă resurse de apă. Dar totuși vorbim de cel mai mare deșert din Asia. Adică cu siguranță viața nu e simplă aici, mai ales că temperaturile pot să varieze în jur de 70 de grade pe an. Adică vara poți să ajungi la 35 de grade plus și iarna să ajungi la minus 35 de grade. Am văzut că acum erau vreo 26 și când am plecat nu erau 16 grade. Da. Adică cu siguranță e o zonă care... Poți să-ți explici de ce au ajuns așa oameni duri în Mongolia dacă au trăit în regiunea asta. Clar. Și alimentăm și aici sunt închise benzinările peste tot și sun pe ăla de la benzinărie că auzi numărul, e numărul acolo pe geam și vine ăla și îți dă motorină. Deci regular. E exact un dolar. După o jumătate de oră veni și omul cu benzină. L-am trezit în somn, o să deschide benzinăria, a venit cu fata. Și băgăm motorină. Variantă nu prea aveam. Exact. Uite fata cu cheia. Și am stat jumătate de oră să așteptăm la pompă. E mișto când faci parte de kilometri de drum de pământ prin deșert. Păi stai jumătate de oră să vină la el fluier, dar are ce treabă. Dacă e vreun bașcan în zona asta, ieri e. Da. Uite ce fluieră. Sper să nu fie vreo melodie cunoscută să-mi iau strike de la YouTube. Nu știu să vă spun sincer ce-o fi la modă în zona Gobi. Semăna cu ABBA puțin. The winner take it all. Care benzinărie omul, nu? E
aș fi cântat mai degrabă la sumă că merge așa. Da, suntem în mijlocul deșertului, mai avem exact la jumătatea drumului, cum vă spuneam. Mergem să mâncăm, să vedem cine o dat ăștia de mâncare pe aici, că nu se vede niciun om, nimică. Vreau și o pârlă la grătar, ceva. Acum, cum ne-o fi norocul? Nu mai întreb, mesteci. Dar și eu fac figuri, că am mâncat în Amazon furnici, adică ce mi-i furnici, ce mi-i și o pârlă. Chiar puteți să spuneți că e un nivel superior. Da, și m-a întrebat pe Facebook, domnul Constanis, cu ce gust au furnicile? De furnici, de ce? De că nu avea gust de pui. Am înțeles eu greșit, nu era acolo restaurant unde se leasă Tucula, zice că e vreo 10 km pe munția din față pe aici. Uitați-vă ce forme de relief aici. Roller coaster. Dacă te supără mașina, aici trebuie să o aduci. Da. Lași o osie mai în spate, o duc și pe acolo. N-am mers în viața mea, nu record ăsta, să merg 400 km pe drum de ăsta. Niciodată, ever in my life. Și asta e a 100-a țară. Am o impresie că nu dori să coborâți recordul ăsta. Nu, nu. The Tanguts. Okay, Tanguts. Cred că o să fie doxa de carte de când ajungem ghidul, că de când am plecat, îi explică Damian tot cu istoria, cu tot l-a pus la punct. Să-și ia și notițe, să-și ia un pic și o foaie. Să-mi spuneți să semnez un contract cu și să se termină nouă. Ceva munți, dune de nisip întărite. Primii copaci care văd în Mongolia după 4 zile. O fi o oază aici. Da, nu ne-am fi așteptat să găsim copaci fix în deșert. Exact, n-am găsit copaci acolo unde era totul verde și găsim copaci aici în deșert. Ceaha, iau. Aparent au o specie de copac care este protejat prin lege, n-ai voie să-l tai. N-am reușit să explic exact cum se pronunță în limba lor, eu am înțeles un cuvânt pe care nu-i bine să-l spun pe filmare. Dar aparent e protejat prin lege și lemnul are o densitate mai mare decât lemnul vidit, așa că se scufundă în apă. În schimb, este excelent pentru ars și ceea ce explică de ce e protejat pentru locuitorii de aici. Probabil că ar fi foarte tentați să-l folosesc pe post de combustibil iar. That was the stop. That's the ruin. Okay. Yeah, I got it. And if you look back, you can see some base. Mm-hmm. A fence, really? Here. Why would there be a fence here? Am ajuns la locul de la masă. Interesant, asta chiar în mijlocul deșertului aici. Arată foarte bine. Și clădirea din față, făcută în stilul ăsta, așa cu pagodea. Și aici cred că au de asta, de camping, căsuțe de... Poți să dormi aici. Ce este acolo? Ce animal e acolo în stânga? What is this on top of the hill? Ah, e o statuie. Ah, e statuie. Este un animal endemic deșertului Gobi, o oaie sălbatică numită Argali. Nu știu de ce nu mișcă. Și am rămas surprins. Dar uite că s-a mișcat, că a întors capul. De cuie, bai. It's turning the head. A mai amorțit și asta. Poți să intru să filmezi o căsuță de asta? I can go inside to, yes, sure. Yeah. To show to my guys how it's looking. Uitați cum arată aici. Foarte curat. Prosoape, tot ce vrei. Chiar iurtă, iurtă. Formatul clasic, ușor îmbunătățit. Da. Foarte ușor. Dar ăsta e pat tip mongolesc, avea și bătrân exact acolo. Pat tipic. Și oamenii aia. Așa e patul la ei. Un soi de somieră. Da, din cauza să caut spațiu puțin. Watch your head. Nu înțeleg de ce au toți ușile astea așa mici. Am intrat înăuntru, asta e recepția
hotelului. Ultima aspirat de asta. Ce urât e. Pare ușor constipat. Da. Cam așa arată constipat. Vorba lui Damian. Dacă am înțeles bine, sunt divinități protectoare. Nu știu, dar n-aș vrea să mă protejeze vreo divinitate de asta. E drept. Ai nevoie de pastile de inimă. Să vină unde să noapte. Ce este protejez un pic. Șeful, totul bine. Aici e restaurantul. Suntem numai noi, păi în pustiul ăsta, cine să fie? Uite și pe ăsta ce frumos e, moșul ăsta. Ăsta era din Karate Kid, maestrul ăla. Și ăsta e ăla, de-l protejează. Are foarte bine discurs. Da. VIP room. Uite altă, doamne ce urât, este incredibil. Se sperie lumea, cred că ca să mănânce mai puțin, să le rămână lor mâncarea. Probabil. Închis cu nodul. There are four sides. Sunt on this angle. This is considered as a goat. Asta se numește capra. And then the other side is sheep. Partea asta cealaltă este oaia. The one got it's a little dimple in him, it's a camel. Pe o latură e cămila. And the more flatter one is a horse. Partea mai plată este calul. So we play usually, if we... Just see 1 hour chance of winning or something, whatever. De regulă se amestecă. Four goats, there should be at least sometimes. A spus patru capre. That like can tell you what happens if you get a four. Și există o listă goats. Care spune ce se întâmplă în funcție de combinația pe care o scoți. Okay, so there is one. Two goats. Two goats, one camel and one horse. Acum are două capre, o cămilă și un cal. If it was a sheep. Four different sides, right? But so, how you know who is goat, who is... I showed you four different sides. În funcție de forma osului, as you see, if you look at it, you would know this if you learn about it. It's not looking like, you know. Asta e capra. Mm-hmm. Asta e oaia. This is camel. Asta e cămila. Yes. Și asta e calul. Horse. Yeah, so... Gata, deja pot să mă scriu. What just happened is, I got the one, the hardest one, which is... called Turgumbir, which is like four hard ones to get. Say again, what's the name? What's the combination? Turgumbir. Nu o să repet chestia asta. Ideea că este combinația cea mai rară, respectiv a nimerit toate patru animalele. Oasele au căzut fiecare pe o parte diferită. Sigur sunt măsluite, că n-avea cum să nimerească. You do some tricky things, you cannot take four goat, you know. Maybe... Yeah, so there are also a few other games that we play using the ankle bones. Which horse racing, we use four of this and also line them up like long, as long as you want. Și cine câștigă? Eu n-am înțeles. How do you win? And then every person choose their horses, choosing one ankle bone like this. Care își alege un cal. Okay, let's say we are racing like this, right? And I have my own horse here, and you should have, and he also should have his own horse. And then we throw the four bones, and if we get a horse, we move forward. Aha, aruncă oasele și dacă nimeresc cal, atunci poți să-mi duc în față. So, if we get a four horse, we go forward. If, four. And if you take the goat, nothing happens? Nothing happens, yes. Capra, nu se întâmplă nimic. And okay. It goes to the next person. Okay. Yes. Și mergem în serie. And if we get the four the hard ones like this, dacă nimerești combinația cea mai puțin probabilă, adică toate patru animale, you get a chance to get another turn. Mai poți să arunci o tură. Am înțeles. Thank you. Yes. Ne-a adus supele. Zice că e supă de... morcovi. De morcovi. Nu ne cresc urechile dacă mă gândesc de morcovi, nu? Ca la iepuri. Ar fi o adaptare bună pentru deșert, sincer. Că ne țin umbră, nu? Da. 35 de grade afară, de la 16 grade, când am plecat azi dimineață. Absolut încântător. Asta e supa de morcovi. Deja începe să fie dor de căldura din țară. Poftă bună vă doresc. Poftă mare. Bun apetit. Bun apetit. Sunt de
Suntem doar pe nisip, avem puține emoții să nu rămânem pe aici, dar mergem înainte, mai avem 55 de kilometri. Au rămas niște dinozauri pe aici, 80 de milioane de ani, dar să sperăm că nu o să face cai. Da, s-au găsit pe aici, în zona asta, niște fosile de dinozauri. Incursiuni în deșert. Practic ultima parte a periplului prin Mongolia. Da. A is our diner lodge. This is our kitchen and this is our restaurant. Breakfast, lunch and dinner are served here. And below the diner lodge we have spa and massage services. Oh, massage. Super. And small surprise for you, we have a small movie theater right below the kitchen. Okay. Nice, very nice. If you want to book a film, you can come to the reception and make a reservation. We have Wi-Fi here? Yeah. Wi-Fi? Wi-Fi? Yes, we do have Wi-Fi. Ah, okay, super. And all of our rooms have bathrooms and toilets. Okay. Small gears. That's good. Which news. Are equipped with 50 liter capacity hot boilers. Good. Mm-hmm. And all of our rooms are powered by solar energy. The lights are powered by solar energy. And also, about the boilers, when the boiler runs out of water, it takes 20 to 30 minutes to fill up and heat up the next water. Mm-hmm. Mm-hmm. And the adjustment should be relatively convenient. I think we can do with 50 liters. Ce duș sau ce? And also, remember to, when you use the toilet, remember to throw away the toilet papers in the trash bin, because if you throw them into the toilet, it could damage our septic system. Okay. And how to hit the gears. And as your guide may have mentioned, we have horseback riding and bicycle riding. Is it? Which are all free. Really? Yes. Yeah. Mm-hmm. Oh, gratis călărie și biciclete. Motorcycle had broken down. No problem, I was aiming for the horse anyway. Mm-hmm. Okay. Oricum voiam caldul motorului. Mergem la cameră. Să vedem cum arată. Sunt curios aici în mijlocul deșertului. Eagle? A falcon, sure. Falcon, the first one. The first one, VIP. Second one is lemur guy. Okay, be careful. Watch your head. Thank you. You just take camera mea. E o iurtă tradițională. N-arată rău. Arată foarte bine. Can you stop the ventilator, please? The ventilation. This one. To stop, yeah? Uh-huh. Am și shower. Thank you. Here is the bedroom, yeah? Yes. Foarte interesant, cu piatra așa. Da, au făcut frumos. Ce să zic? Deci ne-au zis că apa din 50 în 50 de litri durează jumătate de oră să... Deci să facem duș rapid, dar eu așa fac de obicei, așa că n-am o problemă cu asta. E ok. Deci am făcut aproape 10 ore, 9 ore ceva prin deșert, prin drumurile astea de pământ, ați văzut și voi. Și ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem cu mine, că dacă se strică mașina până în mijlocul deșertului,
până trec unii ani, majoritatea drumului n-am avut semnal deloc la telefon. Și acolo rămâi, ore întregi. Ne așteaptă Dumnezeu și m-a ajuns cu bine. Vă doresc o seară minunată și să ne vedem, să ne auzim cu bine.